Pentru Edimar, în banda stângă Edimar, pasă lungă a lui Edimar, la care Sașa Bielanović nu are cum să ajungă. Un trecut de mare jucător al lui Sașa Bielanović, ajuns acum la 31 de ani. Bielanović a jucat în Italia numai puțin de 8 sezoane. Bielanović, unul din jucători importanți achiziționați în această vară. Pressingul lui Culio, Petre Manis, se descurcă bine. Minge ajunge însă la Mureșan, așteaptă Hora. Mingea ajunge la Chivuvu. Chivuvu trage bine de la distanță, o face și acum Arlauskis cu probleme. Bielanović, din nou Arlauskis. Prima mare ocazie acestei partide, minutul 7. Două dintre noile achiziții ale CFR-ului au produs daune serioase defensivei de la Urziceni. Un șut bombă a lui Dominic Chivuvu, o adevărată forță a naturii, un jucător venit de la NEC Nijmegen din Olanda. De greu celor de la Urziceni, pentru că, așa cum spunea Cadu, cel puțin de când a venit el la Cluj, CFR-ul nu a pierdut nicio finală importantă, niciun meci important pe acest stadion. Culio acum, atacat tare de Petre Marin, este margine pentru campioana și deținătoarea Cupei României, CFR Cluj. De la Piccolo pentru Cadu, așteaptă Panin în banda dreaptă și primește. Panin, convinge lungă pentru Sașa Bielanović. Bine a stat căpitanul de la Urziceni, Galamaz, și el cu gând de ducă la sfârșitul sezonului trecut. Iată Galamaz în continuare la Unirea Urziceni. Paraschiv pentru Petre Marin. Parcă vedem un meci al Stelei din de acum 3-4 ani. Petre Marin atacat tare de Deac. Deac se ține bine pe picioare acolo. Arlauskis obligat să degajeze până la Chivuvu. Din nou Chivuvu în poziție de șut. Șutează Chivuvu. Gol! Ce bombardier a cumpărat Clujul! Chivuvu deschide scorul, minutul 12. 1-0 pentru CFR Cluj. N-a mai greșit de asta dată Dominic Chivuvu. Nici prima oară nu a greșit, însă atunci a fost Arlauskis pe minge. Probleme mari la construcție pentru cei de la Urziceni. Un pressing sufocant făcut de campioni. Iată, 1-0 pentru CFR Cluj. Reușește să marcheze Dominic Chivuvu, mijlocașul de 23 de ani, fostul adversar al lui Dinamo pe vremea când juca la Nijmegen. Un șut perfect. Se spune că atunci când trimiți mingea acolo lângă bară, niciun portar din lume nu poate să o scoată. Este valabilă această sintagmă. 1-0 pentru CFR Cluj în Supercupa României Timișorana cu Unirea Urziceni. Iată, au trecut doar 13 minute de la debutul lui Chivuvu pentru CFR Cluj și publicul deja îi strigă numele. Un mijlocaș foarte puternic, un mijlocaș de care Clujul avea nevoie. Aleargă Culio! Mingea degajată de Galamaz. Foarte, foarte multe probleme la construcție pentru Unirea Urziceni. Roni Levi, la marginea terenului, dă din cap nemulțumit. Pentru Maftei, Maftei are în palmares 3 supercupe ale României, toate câștigate cu Rapid. Cu siguranță își mai dorește un trofeu și cu Unirea Urziceni. Culio acum, după recuperarea lui Edimar, brazilianul, către el pleacă această minge de ac în fața golului 2. Ocazie uriașă, Sașa Bielanović. Continuă însă forcing-ul CFR-ului și acum respinge în disperare Neaga. Atenție la șutul lui Gabi Mureșan, un dribbling continuă Gabi Mureșan, în corzi cei de la Urziceni. Culio față în față cu Neaga, nu are probleme argentinianul și Bielanović, blocat extraordinar de Galamaz. Formidabilă presiunea celor de la CFR Cluj, foarte aproape de golul de 2-0. S-au descurcat în cele din urmă vicecampionii și acum mingea este potolită de Nuno Claro. Entuziasm în tribune, într-adevăr CFR-ul are momente de exuberanță în joc. Are un gol avans, joacă pe teren propriu și își permite, iată, să facă și faze spectaculoase. A reușit de CFR în această vară. 350.000 de euro a plătit CFR-ul celor de la Gloria Bistrița. Atac cu forță disproporționată, Pădurețu. Va fi lovitură liberă pentru campionii României. Lângă minge Ciprian Deac, semn că va fi o centrare, pentru că altfel Gabi Mureșan ar fi arestat balonul.
A urcat în atac Dominic Ivuvu, este și Felice Piccolo, evident nu putea să lipsească grande Sasha Bjelanović. Cei doi, capitan Galamaz și Cadu, sunt undeva în afara careului în acest moment. Lovitura liberă executată de Ciprian Deac. Deac către nimeni, însă un contact acolo mai tare între Maftei și Felice Piccolo. Se întâmplă însă zeci de astfel de contacte pe parcursul unui meci de fotbal, nu se pot sancționa toate. Noi revedem acolo. Au fost lupte care grele. Pe care, da, toată lumea au tras unii de alții. Foarte bine a procedat Avram, că nu a dat absolut nimic. Roni Levi a revenit la marginea terenului. Kivuvo acum foarte inteligent, olandezul l-a simțit pe Paraschiv în spate și nu a riscat un dribbling, a trimis acasă la Nuno Claro. Brandan pentru Pădurețu, atacat de Culio, continuă Pădurețu, a intrat între trei jucători de la CFR, obține totuși faultul după acest atac întârziat al lui Hora. Execută repede Pădurețu pentru Neaga în stânga. Neaga centrează în fața porții. Neaga, minge lăsată de Galamaz. S-au descurcat bine. Kivuvu! Ce greșeală a lui Kivuvu! Un gol marcat senzațional și acum o uriașă eroare, iar suporterii din Cluj au căzut pur și simplu pe scaune. Este stilul urziceniului să reușească să marcheze dintr-un sfert de ocazie, pentru că această fază nu anunța absolut nimic. O greșeală uluitoare. L-am lăudat tot meciul pe acest Dominic Kivuvu, pentru că chiar a jucat bine. Acum însă face o greșeală incredibilă. Un luft acolo a lui Dominic Kivuvu. O minge care a prins un efect ciudat. Nuno Claro surprins, este 1-1. Cum s-a schimbat jocul în doar câteva minute după autogolul lui Dominic Kivuvu. Încă o dată acest moment caragios care îl are în prim plan pe Dominic Kivuvu. Nici dacă ar fi dorit, n-ar fi trimis atât de precis. Aruncarea de la margine pentru Ursicen se resimte însă Gabi Mureșan. Încă o dată momentul de balet involuntar al lui Dominic Kivuvu și golul de 1-1. Edimar. Lovitură liberă pentru Unirea Ursicen. Maftei și-ar putea încerca șutul de la vreo 35 de metri. Să vedem dacă se va întâmpla asta într-adevăr. Maftei șutează puternic. Nuno Claro are o intervenție superbă, probabil prima intervenție grea lui Nuno Claro. Vine abia minutul 85 după torpila lui Maftei. Extraordinară execuția lui Vasile Maftei, un bun executant al loviturilor libere. CFR Cluj ar putea fi prima echipă din istoria fotbalului românesc care realizează tripla, adică campionat, cupă și supercupa României, având în vedere faptul că este pentru prima oară când deținătoarea eventului. Pădurețu acum, Pădurețu îl doboară pe Deac. Imediat însă jucătorul urziceniului este și el busculat de Emil Dică. Destul de nervos Emil Dică de când a intrat pe teren. Pablo Brandan. Minge lăsată pentru urcarea lui Marinescu pe partea stângă. Marinescu levită pe Toni. Marinescu, Pădurețu și acum Brandan. Brandan centrează. A căzut Bilașco. Minge ajunge la Marinescu. Gol!
joc la Cluj. Marinescu reușește să marcheze. În sfârșit, un jucător al Urziceniului înscrie aici pe stadionul lui CFR Cluj. Superbă reușita lui Lucian Marinescu. Și bucurie de nedescris pentru cei 10-15 suporteri ai Urziceniului. Într-adevăr, șoc la Cluj, campioana și deținătoarea cupei CFR Cluj este condusă de Unirea Urziceni. Totul a plecat de la această centrare a lui Brandan, o respingere greșită a lui Cadu și Marinescu îl execută pe Nuno Claro. Iată și reacția de dezolare a lui Gabi Mureșan. Minutul 98, 2-1 pentru Unirea Urziceni. Cine se gândea oare că Urzicenul poate reveni după o repriză atât de bună făcută de clujeni? Foarte bine s-au mișcat băieții lui Mandolini în primele 45 de minute. Așteaptă pauza dintre reprizele de prelungiri cei de la Urziceni. Un meci epuizant, acest prim meci al sezonului din Supercupă. Bielanović! CFR Cluj, ce greșeală în defensiva celor de la Urziceni, uluitor. Sasha Bielanović, experimentatul atacant croat, a profitat la maximum și Ciprian Deac readuce fericirea la Cluj. Este 2-2, probabil la ultima fază a primei reprize de prelungiri. CFR-ul are întotdeauna răspuns, este o echipă redutabilă, mai ales pe teren propriu. Ce înseamnă să investești? Sasha Bielanović și-a demonstrat calitățile la această fază. A reușit să se infiltreze printre Brandan și Galamaz, iar apoi a pus o pasă ideală pentru Deac. 2-2 la Cluj. Se încheie prima repriză de prelungit, luăm o scurtă pauză de un minut, revenim imediat. În partida asta era gata să fie eliminat ceva mai devreme. Execut acum prima lovitură de departajare. Gabi Mureșan respinge Mico Arlauskis. Mureșan a executat foarte puternic, însă Arlauskis a reușit să respingă. Ce început pentru cei de la Unirea Urziceni, deși Gabi Mureșan a vrut să rupă poarta, pur și simplu Mico Arlauskis a ghicit colțul. Revedem execuția lui Gabi Mureșan. Se pregătește să execute pentru Urziceni Marinescu, omul care a adus Urziceniul în avantaj, a marcat golul de 2-1. Marinescu față în față cu Nuno Claro, fostul jucător de la Petrolul. Marinescu și Nuno Claro întâmpinat de huiduielile celor 15.000 de fani de la Cluj. Marinescu peste poartă! Continuă nebunia de la Cluj din Supercupă. Următorul executant, italianul Felice Piccolo, are și el 2000. Să vedem dacă acum vor fi cu ghinion pentru clujeni. Piccolo jonglează cu una, însă o lasă în spate și va executa cu a doua. Foarte multe emoții, foarte mulți nervi între jucători. Felice Piccolo cu un elan foarte scurt. Italianul Piccolo, gol! Primul gol din penalti marcat la aceste lovituri de departajare. Este 1-0 pentru CFR Cluj. Primii doi executanți ai CFR-ului, jucători cu profil defensiv, Gabi Mureșan și cu Felice Piccolo. Maftei, omul care a câștigat 3 supercupe cu Rapid, este al doilea executant pentru Unirea Urziceni. Vă spuneam, Urziceniul lovită de un adevărat blestem sezonul trecut în supercupă, când a ratat exasperant. Maftei, Nuno Claro, Maftei apără Nuno Claro! Ce bine începuse această serie de lovituri de departajare pentru Urziceni. Acum însă băieții lui Roni Levi sunt dărâmați de aceste două ratări consecutive. O minge trimisă peste poartă și acum Maftei ratează. Deac, cel mai bun jucător al acestei partide, va executa al treilea pentru CFR Cluj. Hugo Alcantara face spectacol. Face spectacol, într-adevăr, se îmbrățișea cu toată lumea. A bătut cuba cu președintele Mureșan. Stângaciul
Ciprian dea cu fentă, însă Bicor Lauzchi se apără. Ce tensiune la Cluj, incredibil, Arlauzchi. Exact ce vă spuneam, jucători tehnici, jucători care în mod normal ar trebui să marcheze, iată, sunt și ei copleșiți de emoțiile acestor lovituri de la 11 metri. Arlauzchi cu o nouă intervenție fabuloasă pe același colț a plecat ca și la șutul lui Gabi Mureșan. Se schimbă mingile într-o veselie, se pare că acea minge aleasă de Gabi Mureșan nu a fost cu noroc. Brandan, argentinianul Pablo Brandan, își așează tacticos mingea la 11 metri. Poate readuce egalitatea. Brandan, șutul lui Brandan, apără Nuno Claro! Ce nebunie! Uluitor, însă Brandan a avut o execuție slabă, o execuție dezamăgitoare. Trei penaltiuri consecutive ratate de cei de la Urziceni, două parate de Nuno Claro și șutul lui Marinescu, care s-a dus peste poartă. Emil Dică execută pentru CFR Cluj. Doar un singur jucător din șase a reușit să marcheze până acum. E vorba de italianul Piccoli. Piccolo execută Emil Dică. Emil Dică! Gol! Emil Dică reușește să marcheze! Dacă acum ratează Petre Marin, Supercupa României rămâne la Cluj. Petre Marin, un specialist pe vremea când juca la Steaua, în ultimul sezon era chiar, în ultimul sezon petrecut în Ghencea, era chiar principalul executant al loviturilor de la 11 metri. Ce interesant, Nuno Claro îi arată brâul. Cred că asta este. E brâul fermecat. Petre Marin, vă spuneam, 449 de meciuri în prima divizie, va încerca să țină Urziceniul în viață în această supercupă. Petre Marin, apără Nuno Claro! Supercupa României 2010 rămâne la Cluj, uluitoare prestația lui Nuno Claro! Patru penaltiuri ratate de cei de la Unirea Urziceni. CFR Cluj câștigă al șaptelea trofeu în ultimii trei ani, echipa momentului în fotbalul românesc. Supercupa rămâne la Cluj. Spaniolii au caracatița fermecată, clujenii au brâul fermecat al lui Nuno Claro. Portarul portughez reușește să apere trei lovituri de departajare, iar Marinescu a trimis peste poartă. Extraordinară partidă. Am avut emoții, am avut goluri, am avut tot ce se putea în acest meci de infart la Cluj. Nu mai înțelege ce nimic. Se întâmplă, pare să spună Roni Levi, după al patrulea penalti ratat de jucătorii săi. O prestație dezamăgitoare a celor de la Urziceni la loviturile de departajare. Fericire de nedescris la Cluj. CFR continuă să domine, continuă să fie cea mai bună echipă. Primul trofeu al noului sezon câștigat de CFR Cluj, prima echipă românească din istorie care reușește tripla, campionat, Cupa României, Supercupa.